În episodul de astăzi am descoperit o greșeală foarte mare făcută de Nocivanu Peratopia, care s-ar putea să-l coste destul de mult. Rămâi până la final să vezi ce s-a întâmplat. Nu făcea nimic, am uitat la tine cum te uitai la năsos. Da, ok. Nu te miroseam sau ceva, dar miroși urât împărate să mori în aici. Mă duc să-mi fac un duș, hai, mă duc să-mi fac un duș. Păi eu ce zic, du-te, spală-te un pic, că miroase sau fi de la asta. Ai zis împăratului că pute. Nu i-am zis că pute, i-am zis doar să spele. Acum el trage concluzia. Da, bine, bine, bine. Ok. Doamne. Oh, domnul împărat. Chiar, bună ziua, chiar bună ziua. Mă, ce se aude? De mine? Bună ziua, domnul Dani. Să treci, domnul împărat. Ce faceți? Ce nu fac? Da, veniți. Dar am auzit că țipai, m-am speriat. Am un mesaj, dar nu sună ca cuvintele voastre. Așa. Ca dumneavoastră, știți? Și cred că cineva a încercat să vă înșeneze. Stați puțin. Sunt cumva niște semne pe un perete în casa dumneavoastră? Da. Ok, vreau să le văd și o să vă povestesc. Bă, dar de ce toți aveți semne, numai eu n-am? Asta e discriminare, domnul împărat. Ia să-mi pui și mie niște semne. Nu știu ce să zic. Unde? Da, aici, aici. Deci s-a întâmplat cât am fost eu plecat. Unde fac eu mobila? Unde faceți mobila? Mamă, e și întuneric. Dacă nu vrei ca toți cetățenii acestui sat să afle că ești coruptă, nu spune asta nimănui. What? Dacă ajunge acest mesaj la altcineva, te voi exila și vei pierde jobul de șerif semnat împăratul. Adică eu. Semnat, da. Adică ești rău și te dădeai pe bunul samaritan pe aici, pe la noi. Domnul Dani, vă asigur că eu nu procedez astfel, eu vorbesc cu cetățenii și nu las semne prin case, pentru că doamna Oana a văzut de la început cum mă comport cu sătenii și nu știu dacă ați observat, eu mi-am schimbat comportamentul în ultimele zile și n-aș face niciodată acest lucru. Uniforma asta frumoasă. Da, i-am oferit uniforma asta frumoasă, am făcut case la cetățeni, domnul Dani, i-am făcut domnului Luca. Da, păi și de unde, și Nociv. Ce garanție avem noi, cetățenii din sat, așa, că n-ai făcut tu asta, doar de ochii noștri, așa un pic, și acum faci de-astea gen. Ca să îți explic, eu am mai găsit la încă două persoane din acest sat aceste semne și se asemănau foarte mult. În primul și în primul rând am găsit la domnul Ciuri acasă și le-am luat ca și probe. După aceea am găsit acum câteva ore la domnul Șoc, care avea tot ceva de genul. Și acum la doamna... Da, și constructorul. Dar mie mi se pare ciudat că se repetă, adică e cam același mesaj, dacă nu faci ceva te voi exila. Lui Șoc îi zicea să lase niște galbeni la niște coordonate, adică niște chestii aberante, pentru că eu nu v-aș cere galben, împărăția are suficient galben ca să, nu știu, facem ce avem nevoie în acest sat. Așa că mi se pare foarte ciudat că cineva încearcă să mă înșeneze aceste lucruri și vrea să mă pună rău cu sătenii, domnul Dani. Așa că o să le iau și pe acestea și vă asigur că nu sunt scrise de mine și vă asigur că sunteți în siguranță aici. Sper să aveți încredere în continuare în mine și cred nu știu că faptele mă să... Da, am și venit la dumneavoastră. Da. Acum nu știu cine îmi dorește gândul ăsta rău, adică eu am încercat să fiu bun față de toată lumea. Într-adevăr, la început am fost destul de nepăsător și... Rău. Da, într-adevăr, da. Aveți dreptate, domnul Dani. Dar lumea se mai schimbă și uitați-vă cât de frumos este acest sat. Avem toate condițiile și o să se extindă și vă zic în premieră vouă, adică este un plan foarte vast, satul nostru urmează să fie protejat. Demolat. Protejat 100% în următoarele zile. Atâta vă zic. Da? Atâta. Deci o să avem protecție maximă. Păi dacă gândește-te și tu puțin, domnul împărat, de la începutul începuturilor. Că noi am ajuns puțin cu întârziere, că am fost pe croazieră, plecați, bani, alea chestii. Da, voi doi ați venit în același timp, da. Exact, gândește-te și tu puțin așa. Câți dușmani ți-ai făcut la început. Că tu practic acum și dacă vrei să mergi pe pista anume, n-ai pe cine să mergi. Că ai foarte mulți dușmani în spate. Nu cred, domnul Dani, nu există așa ceva. Domnul Dani, uite, cu dumneavoastră, uite, de exemplu, ați evadat, ați fost la închisoare, eu v-am readus de bună voie și v-am dat și un job. Deci,
Nu știu, mie mi se pare că m-am revanșat față de dumneavoastră și nu cred că mai sunteți supărat acum. Față de mine, da, eu n-am treabă, eu n-am, de oricum n-am făcut nimic. Față de doamna Oana, mereu m-am comportat foarte frumos. Da. Exact, deci pe noi doi poți să ne excluzi, dar tocmai așa trebuie să iei prin eliminare, să vezi la cine ai fost și cu cine te-ai purtat bine. Da, domnul Matescu este șerif și m-am comportat foarte bine cu el. Domnul Robert, vecinul meu, niciun caz n-ar face acest lucru. Domnul Ase, sincer, cu domnul Ase abia mă întâlnesc, așa nu prea avem e foarte multe... Da, e copaci. Da, e în pădure mai mult. Domnul Șoc este constructorul meu, e mâna mea dreaptă. Domnul Portocală e mâna mea stângă. Domnul Ciuri e la graj de acolo, e... nu prea ne-a supărat noi. Da, cine mai e? Nociv nu e, prietenul nostru Nociv nu e, că noi am, na, au vorbit Oana cu el. Deci... domnul Nociv au mai fost probleme, dar eu cred că m-am revanșat față de el. Da, nu e nici el, nu e. Cred că el are treabă să strângă 100 de galbe. Domnul Porada, nu v-ați gândit la... Am un semn de întrebare doar la Zeri, la domnul Kerosen și la domnul Nociv. Sunt trei oameni care au așa un semn de întrebare. Dar nu pot să zic că sunt ei. La domnul fermier nu v-ați gândit? Păi, la domnul Robert? A spus de Robert. Da. Păi, nu cred, nu. De ce ar fi domnul Robert? Nu știu, mă gândeam și așa că ar putea fi. Păi suntem vecini, am ajutat foarte mult, adică eu cred că păi, nu este tocmai. Domnul Robert. Domnul împărat, cu cine te ajută să arate sapă, domnul împărat, ai uitat? Aolea. Hai să mergem la el și să discutăm cu el. Hai să vedem. Cred că cel mai bine. Domnul Șoc, aveți grijă să nu picați. Bă, se aruncă. Ușor, domnul Șoc. Stau bine. Stați bine? Vă rog frumos, să nu cu gânduri de-astea. Nu, că na, fix aia mai trebuie un împărat pe mandatul lui o moarte. Doamne, ferește. Vă rog frumos, luați distanță față de balcon. Nu s-a întâmplat nimic, domnul Șoc, e legat de acele semne, încercăm să investigăm. Da. Da, mai găsit și la Oana acasă, și la Ciuri, și acum să vedem, vorbim și cu Robert, că poate știe și el ceva. Bastă. Bine, pa. Cred că mai bine vă puneți un gard ceva acolo. Da, e destul de periculos dacă se împiedică și pică în cap, nu știu. Da? Pică la măgar. Nu are nimic, îl pasăm repede. Da, să sperăm că domnul pățește ceva. Da. Ia să vedem. Domnul Robert, sunteți acasă? O fi târziu, bă. Da. Unde mă târziu, că e dimineață? Vine noapte. Da, s-a făcut dimineață între timp. Domnul Robert, am putea să avem o discuție între doi ochi, dacă se poate. Între doi? Da, păi... ne dă afară. Patru ochi, mă scuzați. Doi, că eu mai închid ochiul și vă mai ascult doar. Ei o să aștepte aici, nu o să intre în casă. Vorbim puțin în casă. Ah, ok, hai, ne dă afară, vino. Așa, stați să mă șterg pe preș. Te-ai spălat? N-am apucat, că am avut treabă, domnul Dani. Da, bine, mă. Păi de-aia simțeam eu ceva la nas. Hai, vino încoași vecină, că ne-a adus degeaba băiatul ăsta aici, nu mai zic. Oare ce vorbește pe el? Uite, dacă tot așa, haide să-ți... Auzi, vecină? Hai să arăt niște monstre ca să-mi zici cu ce vrei să-ți mobilezi. Da, Ciuri. Ce astea? Cărți? Da. Bă, ce carte e aia? Fire Aspect 2, am două. Fire Protection 1 și un Curse of Binding. Ăla de Curse of Binding nu trebuie. Cred că Fire Protection mai am și eu, dar în schimb vreau să te întrebezi cartea asta de la mine din mână. E cu mending, nu te interesează? Tot dau ieftin. 50 de galbe. Păi da, vreau să le pun pe astea. Păi nu-mi trebuie ce ai tu, eu îți vin contraofertă și îți dau ce am eu, gen. Păi da, ești bibliotecar, cumperi cărți, nu? Păi cumpăr, da, am Fire Aspect, ce vrei să cumpăr ce am? Păi cumpără și el ce are nevoie. Fire Aspect 2? Nu. Păi 2 am și eu, da. Păi nu trebuie, n-am bani așa ceva. Săracul pământului lipit. Bine, hai să încercăm niște monstre. Tu câți galbi azi? Deci stai că zic acum câți, că m-ai enervat. Deci am... Unde să mă, că nu-i mai văd. Stai un pic așa. I-a uitat acasă. Stai un pic așa. Unde or fi, mă, ce-o aveam, mă, ce-o... 88 de galbene. Na. Au. La spart. 16. Na. Aici ce să... Ești mai prost. Da, Oana, zi, vecină, ce s-a întâmplat?
Uite-te aici în rucsacurile astea și să-mi zici cu ce material ai vrea să-ți mobilezi. Uite, astea două MOV. Vreau MOV cu grii de ăsta. Ce am făcut, mă, stai un pic. Cu grii de ăsta așa. Merge și un grii închis. Și aici la mobilă aș vrea cu mobilă de asta roșie. Cu mobilă roșie aș vrea, da. Mangrove? Da, 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 da. Cu mangrove. Am găsit ceva și nu o să vă vină să credeți. Ce ai găsit? Am găsit semne și la Robert. Deci e Robică și și-a înscenat și lui cum ar veni. Gata, am depistat, bagă la pușcărie. N-avea cum să fie Robert din moment ce el a primit. Adică de ce ți-ai pune semne în casă? N-are niciun sens. Păi ca să nu fie suspect, doar un împărat. Da, gândește-te. Dar de ce nu e Dani suspect? Ia stai așa. Că Dani n-a fost. Cum adică el de ce nu e Dani? Dani era plecat în acele timpuri. Ce zice să mergeți la domnul tunel. Luca? E, sau am la avut. Domnul Porto? Poate au primit și ei semne? Crezi, crezi, crezi? Bună ziua! Ce faceți? Salut. Unde e porcul? Ați revenit gata cu munca? Da. Ce voiam să vă întreb, domnul Portocală, ați primit cumva niște semne, nu știu, ați văzut niște semne ciudate în casa dumneavoastră? Dacă mi-am amintesc mai bine, da. Da, și le mai aveți cumva? Cred că da. Hai să nu mergem toți, așteptați la intrare să nu facem mizerie și așa. Da. Da, veniți, veniți, da, da unde... să stea în curte, nu? Eu nici nu știu unde stă portocheci. Da, nu știu niciodată. Haideți, haideți. Gata, mă, aici mă pun, beau și un cico. Stați acolo. Mamă, da, dar peștele ăsta nu e mort? Că stă așa, nu, sau... Face pe mortul doar. Nu e mort, dar te-a văzut pe tine și... Hai să vedem, domnul Porto, că eu... E bună ea, cadeaua. Nu pot să cred. Mai vrei? Știu că... Mai vreau, mai dă-mă. Și tu, furi materiale, discută cu șocureți și fă la fel ca el. Dacă nu ești exilat. Mâncăm bomboane. Domnul Portocală, sunteți a cincea persoană care a primit aceste semne și vreau să vă anunț ce bagă că nu eu le-am scris. Asta încerc să investighez și... Bă, ia liniște, bă, liniște, că e groasă situația. Haideți, haideți să discutăm și cu restul afară, dacă nu mă credeți. Și el a primit aceleași semne ca și tine, șoc. Aceleași semne. A, noi mâncam acadele și... Același scris, același tot. Da, da, da. Nu, chiar a zis să facă ca și... Nu, 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 mersi, să n-are nu ți-e foame, da, bine. Nu, 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 mănâncă portocala. Ideea este că e a cincea persoană. Deci a primit Ciuri, Șoc, Oana, Robert, Porto. Cinci oameni deja au primit, mi se pare foarte suspect. Hai să vedem dacă Zeri a primit. Ia veniți după mine. Dacă vreau să văd dacă Zeri a primit ceva, dar nu ziceți nimic. Dar tu n-ai primit, nu? Eu n-am primit. Nu. Zeri armurajul. Salut Zeri. E la el, poplo, lasă-l. E cred că ocupat, nu mai aude. Alo, viața mea. Spuneți care domnul Zeri, voiam să vă întreb dacă aș citit în ultima vreme ceva, niște semne, ați primit niște semne ceva? Bă, n-am primit nimic, nu știu, gen în casă la mine nu s-a întâmplat nimic niciodată. Doar întrebam așa, bă, ce faceți la... Nimic, am făceam nimic, mă uitam că e papagal. Nu, era de pură curiozitate așa, vă lăsăm atunci. Are un papagal roșu. Domnul Pără, hai că nici n-ai... Veniți puțin. M-am uitat pe geam și uitați acolo. Unde? Nu pot să cred, și cherosen a primit. Mai ce s-a întâmplat aici? Știu că furi carne de porc și mănânci carne crudă, semnat împăratul. Nu pot să crezi și cherosen a primit. Wow. Doamne, a șasea persoană din sat. Hai să mergem și la domnul Luca, poate. Ești cam suspect, împărate. Nu știu ce să zic. Eu sunt suspect. Domnul Dani, cred că faceți mișto. Cred că faceți mișto în momentul de față. Stați așa să vedem dacă e acasă. Dar nu cred că e acasă, trebuie să-l anunțăm printr-un porumbel, mesager sau ceva. Domnul Luca. Nu e acasă. Uie, burger! Cioc, cioc! Haide, ieși afară un pic, că ți-am adus un burger. Ăsta cred că doarme, mă. Să-l trezi eu? Zici tu că doarme? Nu îl trezi, lasă-l, că dacă trebuie să iasă afară din casă, nu? Se trezește cu noi afară. Și se vede așa, 4 malaci, 5 malaci aici, când iasă pe ușă, se sperie. Se culcă înapoi. Eu l-au cu sfore. Nu știu dacă l-au zis voi. Zici tu?
Ia, bate inimă. Se aude ceva dinăuntru, se mișcă. Domnul Prea, ia veniți aici. Mamă, s-a întors pe o parte, nu mai sfură. Haideți că nu intru pe proprietatea lui, că după aia se supără, îmi pune și ăsta. Supără, da, da, da. Îmi pune și ăsta semne în casă. A, stați mă că pe aici se intră, da, da, da. Bă, stăm și noi acolo, la ușă, la om. Da, bravo, mă, dar cine i-a făcut mă casă asta de n-are garda casă? Bă, ce am tu cu casa lui, că eu i-am făcut-o. Ah, tu ai făcut, de-aia așa ură. Glumesc, bă, e frumoasă rău. Bă, bă, e frumoasă rău, n-ai e ce frumoasă, să zici. Mă, e frumoasă, e, e. Bă, dar ce-o face, mă? Ce-o avea, mă, ce-o avea? Mă, să-i spargi geamurile. Poate să spală pe față acum. Ia, veniți încet aici. Am zis, domnul împărat, dacă îi dau cu asta nu și acum, dacă nu-l trezesc, dă-te, dă-te, dă-te. Nu, 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 cu de-aia, nu, cu de-aia. Cu de-aia. Ia veniți aici. Salut. Bună seara, domnul Luca. Aveți o treabă cu mine? Da, chiar avem o treabă. Cred că poți să spui asta. Îți adus eu franzele că... să-ți faci un burger, ia. Poftim. Cred că am niște treabă în casă. Mulțumesc nu, 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 de vizită, nu, 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 dar puțin. Cred că ne auzim. Dar aveți voi să intrați puțin pe proprietatea mea, vă rog frumos. Ieșiți din plotul avem o meu mare problemă și trebuie să discutăm puțin pentru că bă, suntem mai mulți. Bă, dar probleme se întâmplă. Aveam și o treabă, domne, mă rețineți mult că nu, nu, am nu, nu, ceva rapid, pe foc. Rapid, rapid, rapid. Iar ai ceva pe foc? Doamne, iar aveți ceva pe foc, domnul Luca, dar gata cu oala aia. Sunt pregătar. Se fierbe cam mult vă ăsta. Pregătar. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce? Întrebarea roșie. Ați primit cumva niște semne? Ați văzut niște semne la dumneavoastră în casă? Niște semne? Oh, alo, alo! Bă, 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 nu v-am primit în casă, alo, 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 repede, repede, repede. Bă, 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 că sunteți voi ăsta, mă, ce semne? Vocile, ce semne? Nu, eu mai aud niște voci așa din pereți, niște dar rest... semne gen, no, nu știu, cu amenințări, chestii de genul. Amenințări? Da. Da, nu, n-am văzut nimic de genul. De ce? Da, nu, vă întrebam doar, poate ați văzut prin casă sau prin ceva casă, nu, ce, a spus amenințări la mine în casă, nu, domnul nu, 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 părat, nu, sau ce? N-am pus poate nicio nu le-am văzut eu, dar nu e nimic, aici e în construcție, n-am, dă-mi semne. N-am oameni aici, nimic aici. Dar, dar, care-i da faza, ce semne, adică se întâmplă ceva? Nu s-a întâmplat nimica, nu, doar păi cum, adică vă întrebați așa dacă, dacă am semne prin casă și... Păi dacă n-ați primit, nu sunteți implicat. Pe care motivul a... Păi a, a primit lumea semne, vă ziceți și nu, 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 tu ce faci, tu pui semne prin casă? Haideți să mergem, haideți să mergem, haideți să mergem. Haideți. Păi haideți, n-am înțeles, asta a fost inspecția. Ai de mă că-ți bagi joc. Ați venit la inspecție, ce e aici? Gata, o zi bună, o zi bună. Păi intrați peste mine 40 de și în casă și gata? Da, da, păi dacă ești implicat, pur și simplu te întrebam. Ai zis că n-ai semne, uite, ai semne aici. Vezi că ai balauri pe casă. E, sunt vocile mele, lăsați-le în pace. Mă, dar ce s-a întâmplat aici? Asta stai așa că eu n-am văzut ce e aici. Domnul Portocale, ce-ați făcut aici? Mă, ce se întâmplă aici? Așa. Bă, hai că vin și eu, suntem 7 acum, bă, haideți. Da, da, da. Dar hai să lăsăm domnul constructor să ne prezinte aici. Da, am urajat. Dar vorbește cam încet, e rușine. Vorbiți mai tare, domnul Portocale. Păi obosit. Urlați. Mă ustură în gât. Țipă, scoate porcul din la tine. Porcul ăla. Ia, lăsați constructorul, lăsați constructorul să vorbească. Vă rog frumos să veniți, ușor, să nu cădeți. Dacă unde să cădem? Să cad, bă, că-i pod. Pățit-o, bă. Un pod foarte bă, 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 bă! Bă, chiar a picat, cine nu pot să cred. Bă? Cine a făcut podul ăsta? E foarte instabil. Doamne! Picat, bă. Ce se întâmplă, bă? E gaură în pod, aveți grijă. Doamne, cum a picat mă ăsta e? Doamne, ferește. A călcat pe poci, a făcut direct gaură. Deci, nu mai zic. Da, țineți-mă în brațe, vă rog, unul că mi-e. Hai, vino în brațe, haide. Băi, ghiciți ce? Am venit la piață și am găsit podiumul ăsta, mă, cava jucura voastră, dar ar fi fain să stau aici pe podiumul ăsta și să țin niște conferințe de presă, cum ar veni noul Mourinho, noul Regekampf. Este, nu avem echipă de fotbal în satul ăsta al nostru, dar dacă ne adunăm, facem o echipă de 5-6 inși, facem domniuță. Am venit pe aici pe la piață, mă mai uitam așa să văd ce se mai poate cumpăra, pentru că știți că în episodul anterior am vorbit cu Oana de că de mobilă și de das. A, uite că vorbeam de tine, vecină, că am discutat salut cu tine. Salut, prieteni, salut. Salut, Robică. Auzi, Robică? Da. Hai că m-am mai răzgândit un pic, 50 de galbeni pe carte. Să te-o cumpăr eu cu 50 de galbeni? Da. Stai să mă gândesc pe cine am mending. Păi ia vezi. Are deja. Am două cărți, am două cărți. Aha.
Stai. Mă, unde că... cine poate să-și mi-e combinația asta? Așa, da, de zi, zi. Cumpărat, cumpăr, dar n-am pe ce pune. Cum să nu, mă, pe Pikex, pe sabie, pe... Păi am... N-am pe topor. Uite, pe topor n-ai, vezi? Armura jos n-ai, pe topor n-ai, și vezi? Buții jos. Și cât ai zis, 50? Da, da. E o super ofertă, Robi, că gândește că atunci când se face biblioteca, nu pot să mai vând sub 100, că așa mi-a zis împăratul. Acum eu vă dau așa, că nu e gata biblioteca. Și buții. Am înțeles, deci rămâne la 45, da? Sau da. Ce ai tu, double jump-ul? Da, mă, da. Da, mă, da. Vine, Robic. Bine, Robi, deci dacă mai ai cumva vreuna nevoie, mai am una, să știi. Am înțeles, pe 40, nu? Pe 40, da. Nu, mă, nu. Uite, uite, îți dau aici diferența, că mai trebuia încă 5. Na, mă, na. Ce? E o carte înceantat. O, e, da, mă, da. Ce are? Ce are? Aici ești băiat, Robică. Ești băiat, are de-aia de cădere să nu-ți rup gleznele, cum ar veni. Oh. Băi, frații mei, deci mă plimbam și eu pe aici pe la piața asta și am găsit podiumul ăsta. Știți ce mișto ar fi aici să stau să țin, să țin conferințe de presă aici, cum ar veni, nou reghe cam Mourinho, să anunță echipa. Avem meci cu, cu Luca Luc de seară. Nu, glumesc, mă dau jos. Nici nu mai zic. Care, avem magazin de mâncare, piață, în total. Păi ai trecut la Robică, e? Păi ai stat în fața magazinului și... Ce aici se cumpără și se lasă bani. Oh, păi da, și uite, cât... prețurile sunt aici, te uiți pe ele. Aici 4-5 dolari. Mamă! Recomand mamă, pâinea, e bună. E bună pâinea? E? Da. Bă! Da, da. Merge poate și pâinea, dar merg și Golden Carrot-ii aia, parcă așa un pic. Păi ăia sunt cei mai buni, ăia țin cei mai, cei mai mult de cei mai buni, da. Ești tu bogat sau ce? Cine, eu? Ce e vecină, câți bani am eu, n-ai idee. Cine vin de aici? Eu. Vreau și eu o de-asta. Bun, deci stai așa că-mi iau acum. Faceți o comandă aici, în carte de aici. Deci să în care carte? Nu, ah, nu aia, ah, la voi acolo. Robică, bine, dar puteți să citiți și cartea aia pentru 128 de morcovi, 8 de ăștia galbe, nu? Și vă rog să nu-i dați sign, doar să o puneți pe rândul de jos. Cum e, mă, că e corect? Da, mă, da, e corect. E corect, ce, uite, poftim. Zici acolo. Numele... I-ai luat, da? E mi piaci, da, 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 e totul bine, e perfect. Oh my god. Regele. Și sunt monstre în backpack-urile astea. Cum, domnul Matescu, cam? Uite, băi, e de ăsta roz, n-a belea. Păi, da, uite-te în monstre, bun, domnul vecin. Bine, uitați-vă, da, în backpack-uri pentru monstre. Mamă, are da și casă de-asta, mailbox de-asta roz. Și scaun roz. Gata. Mamă. Aveți mici? Mamă, ce tare. Doamna Kelly. Domnișoară, da. Domnișoară Kelly. Să știți că avem 4 bucăți de mobilă la un galben. Deci dacă mai vreți să vă uitați și să mai adăugați încă 2 bucăți de mobilă, tot același preț. Deci un galben pentru toate. Mai cântă-mă un pic. 4 bucăți de mobilă, adică un mailbox. Aoleu, toți la castel. Aoleu, haideți la castel, s-a suflat în cor. Aoleu, ce s-a întâmplat? Lăsați cartea acolo să n-o pierde și vă doar. Este o urgență, mă, ce? Bă. Bă, iar a făcut mână ceva. Iar a evadat, Dani. Poate mă, da, poate mă bagă iară la cum ar veni, știți voi. Repede, repede, adunare la castel. Ce se întâmplă? La castel, la castel, vă zic la castel, haideți toți. La castel în poartă, oare cine bate? Nu s-a întâmplat nimic, nu, n-a făcut nimeni nimic, dar este... Bă, n-ați mai reparat drumul. Pă bune. Pă drumul ăsta. Pă bune, dar nu... Pă bune, că drumul ăsta vă bate joc. Bă, vorbiți frumos, hai de sus la castel, e adunare e pe de n-ai de urgență maximă. Hello, hello. Da, urgență maximă, adică vrei să mă bagi la pușcărie, nu? Sperăm. Nu, da, nu bă, da, nimeni la pușcărie. A, nu? Suntem toți aici? Haideți aici, da, da. Haideți aici, nu intrăm în sală. Prezența! Nu intrăm. Prezența! Donubul Ratopia! Robert! Aici! Kylie! Jenner! Prezentă, deși și băieții, ci Ioana, da.
V-am adunat astăzi aici pentru că eram cu Ciuri, tocmai ce a terminat Ciuri hambarul și voiam să vă anunț acest lucru. V-am adunat din două motive. Astăzi trebuie plătite chiriile la Tarabe. Aolo. Îmi pare rău să deja? Să anunț acest lucru. Ce bine că da, deja. Da, ce bine că n-ai tarabă, dar trebuie plătite. Dar avem o problemă și mai mare. Cum v-am zis, eram la hambarul lui Ciuri. Am găsit cu acesta o mare mină și cred că e destul de periculoasă. Și am văzut o lumină și multe, multe sunete. Am auzit multe sunete. Așa, ai zis să ne bași pe noi. Nu, am zis să nu mă aventurez cu Ciuri singur și am nevoie de toți cetățenii care sunt în sat. Așa că haideți să mergem încet. Ce zis? De momeală ai nevoie, nu? Nu. Da. Toți. Puneți-vă armurile, vă rog frumos. Da, nu sună bine. Aolo. Da, armurile pe voi, vă rog. Care armuri viața? Lumea. Domnul împărat, stați puțin, da, veniți spuneți. Înapoi puțin. Da, spuneți. Da, nici ia uitați cine vine. Domnul portocală. A pierdut. Nu puteți cu porcul să veniți. Da, eu ofer porcul. Domnul Portocală. Nu, lasă porcul. Lasă porcul. Domnul Portocală, duceți. Hai să ducem porcul în împărăție aici la castel. Acolo în locul la cai. La cai. Doamne, a venit cu porcul. Păi de-aia a venit așa greu. Haideți că las aici lângă căluț. Am căluțul dresat. Domnul împărat, n-ați mai dat mâncare la cal. Ce s-a întâmplat? Nu mai se... osul din el. Ăla nu mai osul. Mai zic. Haideți, domnul portocală, aveți armură la dumneavoastră? Nu. Nu are armură. Are cineva să-i dea armură? Am eu. Da-ți ceva, dar n-am pata lui să-ți dau. Am eu, uite, stai puțin, ia. Am eu să-i dau armură. Ia uite-l! Bă, dar DJ m-a îmbrăcat ca mine, na, poftim. Nebunul, haideți acum. Ești, nu mai zic. Haideți. Dispare mina, mina. Mă, ce se închide? Mă, ce? Încet aici. Încet. Nu picați. Pe dreapta. Grijă mare, nu vrem să avem nicio pierdere aici. Și aici este mina despre care v-am povestit. Wow. Problema este că vedeți voi acolo în îndepărtare foarte multă lumină. Eu n-am mai văzut niciodată lumină atât de mare într-o mină. Da, pe dreapta. Haideți să o ocolim puțin. Uite pe aici, poate. Ia să vedem. O să ne aruncăm în apă. Șirindian, nu, Șirindian. Toată lumea, Șirindian. Și dansul pinguinului. Dansul pinguinului, haideți. Nu, niciun dans al pinguinului. Stați. Bă, cu iar de vă să cânte în momentele astea. Nu știu cum poate să cânte. Momentele astea. Hai, Darobico, eu cu tine. Dai, mă. Ce aici? Care face glume proaste? Ia că-l bag la închisoare. Care face glume proaste? Mateescu. Fii atent, împărate. Fii atent, că știu cum merge ăsta, că am văzut eu. Deci eu știu. Ascult aici. Gata. N-a mers, mă. Ce are, mă? Ce o aveam? Stai un pic. Hai, mă, un pic, mă, că poate cu două. Are cineva un dăla de aprins? Da, are uite. Uite, cu ăsta se aprinde. Nu mergem. Bă, pleacă. Bă, mi-a luat. Nu, Dani. Luați aici. Mi-a furat ăsta. Și dați-mi o monedă, trebuie cu o monedă. Puneți o monedă aici. Băiat. Are cineva o monedă? Am eu. Unde? Yeah. Dă două. Trei. Stai, nu te băga. Ai grijă. Mi s-au bulbucat ochii. Mă transform. Mamă, ce urât. Auziți? Ce urât faci? Hai să-i întrebeți. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hai că 5, 3. Oleo! Grijă. Ești nebun. Mă, ce... Grijă, hai să securizăm zona. Haideți. Foarte frige. Săteni. Trebuie securizată zona, să nu pice nimeni în lavă. Zeri, nu aveai tu un artefact cu lava? Ba da, aveam eu. Mamă, cred că o să faci vânzare la... Cred că da, cam da, cam da. Nu, chiar vezi, dacă n-ai cumpărat artefact. Apă. Da. Bine, mă. Bă. Stați așa. Ziceți în ce direcție? Noroc cu armura asta de diamant. Bă, Dani. Colo. Bă. Da? Gata. Cât costă artefactul? Să facem aici așa. 10 galbeni. A, da? Ia uite, ia. Dați-vă la o parte. Bă, arunci galbeni în lavă, nebunule. Facem concurs, mă.
Cine vrea un galben? În ce direcție o luăm? Aruncă-te încolo. Hai în partea aia, hai în partea. Uite, în partea aia pare ok. Am nevoie de cineva care să construiască cu mine. Eu. N-am blocuri. Bun. Am ce nu mai da, nu mai da, rămân fără cască. Matescu, câte două, așa. Nu veniți după noi, lăsați spațiu puțin. Haide. Încet. Puteți să veniți tot așa nu, în șirin. Nu, ce faci, dacă mai are cineva blocuri, poate să pună lângă. Mai am 500. Pune lângă. Auziți, pot să vă cânt, Da, cântați că e o situație stresantă. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, dragi români. Ura! Cu sacul legat în spate. Păi da, vezi, să-mi dai banii. Domnul împărat, să-mi dai banii, că am cântat. I-am zis, nu dărt. Pune nisim. Eu cred că nu vorbim aceeași limbă. Da. Oh my god, ciuri, nu mai pot. Murim, ciuri. Murim. Nu murim, cum să murim, nu murim. Uite, lavă, bun. Știi ce vreau să găsim, ciurii? Ia. Yeah. Vreau să găsim un fortress, bun, un fortress sau un dăla din basalt. Nu mai știu cum se numește. În fine. Bastion. Așa, bravo, un dăla și să-l dăm pe 1000 de galbene. Zicem, bă, acolo e, gen, pe 1000 de galbene. Nu o să cumpere nimeni. Nu o să dea nimeni, nu? Păi mai scădem un pic, na, ce, asta e. Așa, stai să sparg și eu cu Oana odată aici, perfect. Bă, vei poate vă sus. Faia scurtătura. Bravo, băi. Rumoșilor. Ok, portocheci, ieși un pic. Așa, bun. Hai să ne urcăm în ăsta, faceți o scară aici. Bine, așa, bă. Perfect. Aveți grijă. Perfect. Nu, e mod de acum, e bine. Da? Bă, dar ce arată, bă, fortress-ul ăsta? Ce ia, uite-l pe ăla. Ce-o aveam, mă, ăla, ce-o aveam? Oleu. Oana, direct în, ciuri, direct în spatele tău, e în capul tău, e ciuri. Nici nu mai zic, omul meu t-a dus, ești nebun. Vrei spawn orangus. Oleu. Skeletoni? Ok, bravo. Hai să batem pe ăsta. Ok. Vezi că arată de ăștia, aha. Așa, bravo. Ok, dacă îi dau un ala ăsta acum. Bun, i-am dat. S-o duc jos. Bun. Uite blazuri pe acolo. V-au luat în vizor. Mamă. Ușor. Au, ușor. Bă, dar fix pe mine m-a luat după voi atras. Mamă. Au, gata. Cred că trebuie să ajungem sus, să mergem sus. Păi aia vreau să văd și ce e sus. Mamă, sunt trei blazuri aici, vecinii mei, prieteni. Mamă, am murit. Dă-te că nu mai am viață. Ascunde-te. Am și murit, vecine, nu mai pot. Dacă nu mi-au dat trei pumni în cap. Uite, iar mi-a dat trei pumni în cap. Scutul ăla. Că nu-i degeaba. Adevărat, dar eu îl pun după. Uite acolo. Că sunt mai șmecher. Dani. Da, viața mea, unde? Uite-te acolo, uite-te în spate cât de mare e. Wow, uite un cufăr, al meu ești. Las, Dani a văzut un cufăr. Bă, al înapoi, meu băiete, înapoi. Am găsit trei bucăți de fier. Să mai zic? Ești, nu mai zic. Nu, pe aici. Mamă, uite cum e intrarea la ăsta. Aia zic. Bă, ești nebun? Dar unde am ajuns, bă, viața mea? Eu am găsit comoară. Bulgar arab, ce-i asta? E comor. Opa. Hai un pic, că dă fraierii. Dar de ce nu-i bagi tu pe ăștia, ciurii? Lasă să mă bat eu cu ei. Am murit Porto. Aha, am avut bun. Și Porto. E bun. A avut armură de diamant. Cum puie mea, a murit Porto, checi. Oh my god. Unde v-ați dus? Sunt aici, mă lupt cu scriptonii. Eu nu mă lupt cu ei, dar... Adică, ba da, mă lupt și eu cu ei. Bă, dar nu pică, bă, vreun căpuț de la... Bă, ciuri! Mamă, mâncați. Am găsit fer, bun. Decă nimic, mergi. Uite pe aici, scară, ia, hai să urcăm sus. Ce ați făcut, mă, ați leșinat? Ia, vezi, carte.
Arde, frige. Bun. Domnule Dani. Da, viața mea. Am găsit ciuperci? Ciuperci? Băi, eu nu sunt cu de-astea, frate. Am găsit ciuperci. Dă-și-mi, dacă să-mi multe. Ok. Uite, gol și fer. Da, da, da. Bun, și mai o scară aici. Bă, fugeți, fugeți. Bă, what the freak e aici. Bă. N-ai mă treabă, ce mă voi e fric. Oaleu. Portocheci. Fugi. Fugi un pic. Faceți-vă viața un pic. Nu vă mai panicați, băi, viețile mele, că e totul în regulă. Bun, a zis mormor și a crăpat, gen. Bun. Altul care moare, bun. Unde-i vecina? Slime by Wither Skeleton. Bun, tare, gen. Bă, ghiciți ce? M-au lăsat oamenii mei solo queue direct. M-au părăsit toți, gen. Eu sunt aici. A, nu m-ai părăsit. Tu ești singurul care nu m-a părăsit, să înțeleg. No, dar mersi frumos. Ești de treabă azi. Băi, pe ăsta Blaze Rod, ce ești? Dai un pic așa că nu poți. Băi, dar incredibil, uite și tu. Na viața mea, poftim. Poftim ce se... Auzi, portocheci? Dacă batem blaze-ul ăla și luptăm tot pe aici, a? Cred că ar fi... Vrei să mergem să-l batem? Haide-mă, dă-i-mă. Dă-i-mă, portocheci, mă, că sunt cu tine. Dă-i-mă viața mea. Dă-i-mi barbă. Mai un pic. Dă-te că-i dau eu dacă... Opa! De unde ai răsărit puiul meu? Pleacă un pic de aici. Ce-o mai aveam astea prin el? Bă, dacă n-am găsit la cărbun, dar m-am săturat. Uite o sabie de asta cu enchant. Oh, Diamond Horse Armor. Bine dacă vrei. Bine dacă vrei. Hai că mă duc aici sus în turnul ăsta. Nu mai e nimic aici. Ai pe partea alt. Ok, hai să fugim de ăsta. Nu te bate cu el că... E nas. Oh my god. Uite o ruină de portal. Holy șnițel. Golden Apple. Bun. Uite încolo este portalul. Portocală. Portocală. Mamă, unde sunteți, mă? Ne auziți? Da. Haideți că suntem în siguranță aici. Veniți repede. Uite-ți viață. În viață, mă. Da, păi cum, mă, noi să nu fim în viață, dar cu cine credeți, mă, că vorbiți? Hai, gata, ia uite ce frumos am făcut. Vecinu! Da, vecină. Deci toată lumea, hai să facem prezența la portal. Haideți toți la portal. Nu piscină ceva, că aici e prea... Haideți să facem prezența, ar trebui să fim 10 în total. Prezența. Ia să fim 1, 2, 3, 4, 5... 1 e sus, pe tunel. 6... Oh my god. 7... Băi, dar știți că nu trebuie să dați nimeni. Lipsește unul. Cineva am văzut că era pe tunel. 10! Și cu mine, da. Suntem toți aici, sunteți în regulă? Ați pățit ceva? Da. 11, cu dacă, nu știu ce. Dacă vă zic ce am pățit, nu o să mă cred. Spuneți. Ce ai pățit? Mi-a furat împăratul 3 capete de Wither. Nu, le-a furat. Am zis că o să le duc la împărăție și o să le poți vedea acolo. Deci noi ne întoarcem 11. Dacă observați aici, o să avem încă un vecin în sat, nu? Exact. Am un cadou, domnul împărat. Da, spuneți. Ăsta este cadoul. O, mulțumesc frumos. Plăcere. Bine, vreau să vă anunț că acesta este noul împărat al Ratopiei. E, bun. Ce glumă bună. Adevărat. Haideți înapoi. Mamă, dar e aglomerație aici. Aoleu, grijă. Bă. Grijă, domnul Robert. Nu cu d-astea. Păi ce? Aoleu. Ce casă. Dar cu d-astea avem voie. Aoleu, ce casă. Haideți pe aici înapoi. Că am făcut aici drumul. V-a făcut împăratul drumul. Grijă. E cadă drumul, a făcut împăratul. Gata.
E, o să-l facem mai bine, dar acum... Hai să punem alea în castel și să-mi dai și banii. Ce bani, domne? Ia dă-i drumul de aici. Bă! Ți-ai dat bani la om, domnul împărat. Mai am niște capete, mai am de schele. Dați toate capetele. Capetele. Puteți să mi le dați și mie. Le-am acasă, le-am acasă. A, le aveți acasă. Să le aduceți la... La castel, o să le duc să le pun la castel. Da, puteți să mi le dați și mie, nu este problemă. Ăsta nu, nu-l vreți? Ba da, ba da, ba da, și acela. Porcă, domnul împărat, păi unde sunteți? Poți să-l spar? Aici. Sus, sus. L-a luat Kylie. Kylie, trebuie să-l dai înapoi. Nu i-am luat. Ba da, ba da, ba da. Dă-l înapoi. Nu l-am luat eu. Pușcăria. Aha. Hai, dă-l înapoi. Nu, eu l-am luat. Ba da, ba da, ba da, trebuie să-l dai înapoi. Trebuie să-l dai înapoi. Nu am luat eu nimic. Vrei să ajungi ca nociv? Nu. Nu e adevărat. Dă-l înapoi. Nu, nu e luat. Mamă, știi ce urmează, nu? Hai. La închisoare. L-am dat pe jos. Pușcărie, 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 pușcărie. L-am dat eu. Chero? Da, kerosen. Hai, kerosen, dă-l încoace. Da, da, da. Gata. Ia uite-l, bă, tot tu mi-l dai. Deci, cine nu îmi dă în momentul acesta... Acel item o să fie la închisoare timp de 24 de 10 zile. Hai. Bun. Care l-a luat, mă? Bă, nu mai pot. Bun, kerosen. Nu eu. Nu eu, nu eu. Nu, 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 el l-am luat, nu el l-am luat. Nu e la mine. Oameni ferește. Dă-l încoace. Vă dau o bombă, domnul. Gata, gata, vreau eu. Gata. Bombă. Dă-și mie o bombă, dă-și mie o bombă. Gata, puteți să mergeți înapoi. Aveți grijă când mai vizitați acel portal secret, pentru că este destul de periculos. Așa că vă recomand... Care dă-mă cu bombă? Castel. Așa că vă recomand să nu mergeți singur. Vă recomand să mergeți cu câte cineva. Dacă mai dați cu bombe, vă bag bombă în casă. Hai, înapoi. Bombă! Bombă, clac. Bombă, clac. A fost tare. A fost tare expediția Nether, oameni, fain, nu știu cum, nu știu dacă o să mai mergem prea curând în Nether, că n-am item, n-am nimic, n-am diamant, n-am nimic, abia am supraviețuit, gen. Dar a fost interesantă experiența.